Există mulți oameni care te vor ajuta, alții care se vor face că te ajută, dar nu-ți baza ascensiunea pe nimeni. Ești cam de unul singur. Toată educația veche se baza pe a nu ne face de râs. Pe când greșeala înseamnă a evolua, adică face parte din proces. Da. Mulțumesc! Așa. Salutare, dragi iubitori de teatru, film și stand-up comedy! Astăzi l-am invitat pe Mane Voicu. Salut, Mane! Te salut și mulțumesc pentru că m-ai invitat. Eu îți mulțumesc că ai acceptat. Cu mare drag, serios. Vreau să îi salut pe cei care vor avea răbdare să se uite la toată discuția noastră. Și pe cei care se vor uita mai puțin de. Și pe sărite îi salutăm și pe cei care nu se uită. Da. Vreau să salut și pagina de media și Radio 7, partenerii media care vor prelua din material fie pe FM, fie pe net. Și să-i dăm drum. Ok. Mane, cum a fost copilăria ta? Deci o luăm cu începutul. O luăm cu începutul. Păi a fost o copilărie clasică, dezvoltată undeva lângă București, în Otopeni. Într-un Otopeni, într-o continuă ascensiune, așa, ca oraș. Eu când eram copil nu era oraș. Era comună. Era comună, localitate, iar după aceea, în 2001, mi se pare, sau chiar în 2000, uite, nu mai știu exact, a devenit și oraș, oficial. Dar am văzut multe în jurul meu construindu-se, ceea ce cred eu că m-a ajutat și pe mine să îmi doresc să mă dezvolt. Acum știu că nu, poate pare un pic clișeică propoziția de dinainte, dar eu cred că a funcționat și la mine, că am văzut o comună literalmente dezvoltându-se și transformându-se în oraș și cred eu că m-a făcut și pe mine să-mi doresc să arate totul mai frumos la mine, ca om. Și în carieră, bănuiesc. În carieră, tot. Pe plan personal. Zi-mi dacă din copilăria ta preconiza ceva că vei deveni actor. Nu cred. Nu. Am avut un singur rol când eram copil, într-o serbare lângă bloc, care cred că nu s-a mai ținut până la urmă, și aveam o singură replică. Aveam "Uit un măr, ce mare e." Era un spectacol făcut de voi? Încercau niște copii să-l organizeze și nu s-a întâmplat, dar eu îmi învățasem replică, eram pregătit. Și gândul de a da la actorie când a venit? Gândul de a da la actorie a venit prin liceu. Am avut un concurs de teatru în școala generală, în primă fază, în clasa 8-a, ceva de genul ăsta, în care nu știu cum am ajuns, probabil că îmi doream foarte mult să fac altceva în timpul orelor, pentru că mai eram lăsat să repetam. Și atunci mi-a plăcut ideea și după aceea oamenii toți ziceau că mă pricep la chestia asta și n-a fost ceva pe care să-l iau în seamă atât de puternic, dar după aceea prin clasa 10-a am mai fost la același concurs de teatru, că am continuat studiile în cadrul aceleiași instituții, chiar dacă avea general, adică avea generală și liceu în aceeași... Colegiu, practic, parcă așa are denumirea, dacă are și generală și... Da. Și am participat și acolo, am și câștigat un premiu, după aceea am participat și la unul în care am fost monolog, n-am mai fost într-o piesă de teatru și am fost notat la toate reprezentațiile, am câștigat diverse locuri, nu mai știu exact, 1, 2, 3 și după aceea, ușor, ușor, a trebuit să mă gândesc ce vreau să fac. Nu aveam un plan bine stabilit,
dar am simțit că mă apropii foarte mult de zona asta de stand-up. Îi urmăream deja destul de tare pe oamenii care făceau din timpurile respective și m-am decis să fac teatru până la urmă. Clasa 12-a? Un pic sau mai devreme m-am decis, printr-a 11-a, ceva de genul ăsta. Eram la Real și mi-era foarte greu să țin pasul cu matematică. Aveam matematică și informatică intensiv. Și a fost un pic de chin, da. Și cu Bac a fost un pic de chin. A fost împrins și anul ăla cu camere, oribil. Cum a fost examenul de admitere? Examenul de admitere a fost ciudat, pentru că nici comisia nu știa exact ce înseamnă stand-up. Și eu le-am zis de stand-up, pentru că deja urcasem înainte de admitere, le-am zis că am început cu chestia asta. Urcase deja pe scenă. Da, pe scenă să fac stand-up. Iar în vremurile alea oamenii știau că stand-up e ceva improvizat și era în comisie Dana Voicu, care mi-a zis să fac un moment de stand-up despre ziua respectivă. Acum eu n-am stat să-i zic că, doamnă, nu asta înseamnă stand-up, adică îi puneam la îndoială în fața celorlalți oameni de acolo din comisie, celorlalți profesori, îi puneam la îndoială cunoștințele și am zis, bă, ai dreptate, o să fac un moment de stand-up despre chestia asta, știi că nu e bine să contrazici oamenii care mai urmează să-ți decidă viitorul carierei, mă rog, în măsura aia de admitere. Și am zis, da, o să fac. Și am încercat să explic ce s-a întâmplat și m-am dus, nu mai știu, am vorbit despre ce, că m-am dat la o tipă sau ceva și n-am fost admis la ea. Am încercat ceva pe loc, o glumă, eram foarte emoționat. După aceea a fost o probă de dans la care sunt total rău. M-am mișcat ca o gărgăriță lovită de parbriz. Și nu știu, cred că am avut noroc că am fost simpatic domnului Rădescu și că păream genul care își plătește taxele. Dar și atunci am fost admis. Și tu deja te axasei pe stand-up. Da. Dar ai mers către teatru. Da, așa. Pentru că nu poți merge către o pregătire în stand-up. Sau este cea mai apropiată, să zicem, da. Pentru fenomenul acesta, pentru stand-up. Dar n-am încercat să blochez, adică eu n-am vrut să fac doar stand-up și atât. Am vrut să aprofundez și treaba cu teatru și de ce nu să și fac. Adică m-am lăsat purtat de drum. Și cu ce ai simțit că te-a ajutat facultatea? Păi, în primul rând, luând-o chiar de la început, în primul an, am înțeles cât de serios trebuie să fii ca să devii actor, adică nu e doar o joacă. Am asociat-o și eu la vârsta aia cu așa un pic de mamă, că ne distrăm, mai facem o glumă, ăsta e teatru, mai învățăm niște replici aia. Și mi-am dat seama că nu, e vorba despre o rigoare și de acolo încolo ai șanse să faci actorie dacă înțelegi că bă, e pe bune, adică necesită toată implicarea. Jocul ăla are reguli. Da, exact. Pe care trebuie să le respecti. Da, da. Și aici are un mare aport Vlad Rădescu, de la care am luat la cunoștință această măsură de seriozitate pe care o implică actoria. Îl salutăm pe domnul Rădescu. Salutăm. Și pe doamna Dana Voicu. Doamna Dana Voicu a fost la cealaltă clasă, a fost Anca Sigar tău la clasa noastră și cu Vlad Rădescu. La mine la clasă a fost asistenta doamnei Iman. Da? Da. Da, n-am mai prins acea generație, dar totuși am prins oameni care se pricepeau la asta.
Cu ce așteptări ai ieșit din facultate și care a fost realitatea de care ai dat? Păi realitatea a fost fix ca așteptările, adică numai un sistem organizat în care facultatea să genereze și locuri de muncă. Înainte am înțeles că exista o repartiție, adică ieșeai din facultate și aveai, erai repartizat ca actor la teatru din Bacău, la teatru din Satu Mare, da, ca la Academie de Poliție acum, unde ești repartizat ca polițist. Nu mai există acest cum îi zice, format de gestiune. Există, în schimb, foarte multă libertate, care pentru unii înseamnă aur, pentru că se pot ridica și lucrurile le pică pe măsuri și totul se duce cât mai sus, iar pentru cei care își gestionează mai greu timpul de lucru, se duce tot în jos. Da, nu te pune nimeni pe val. Adică trebuie să te iei singur, să cazi, să revii, să încerci, așa, dacă nu te urci pe cai, nu se întâmplă absolut nimic. Da, nu o să vină nimeni. Da, și sunt foarte mulți copii debusolați, în sensul în care au impresia că e o reușită admiterea la teatru și că lucrurile vor curge de la sine, ceea ce e total fals și trebuie să aibă grijă că nu o să se întâmple nimic cu ei dacă au impresia că aia a fost de făcut și atât. Vorbești de genul acela de vedete din facultate. Da, sunt foarte mulți oameni care cred că, bă, gata, am intrat la teatru, de aici încolo cineva o să mă ia de acasă, o să mă pună să joc, o să dea filme, o să... Că eu am intrat, am dovedit. Ceea ce, bă, e doar o mică chestie. Doar primul pas. O mică scânteie de care, da, are nevoie cariera ta, dar nu o să iasă mare foc doar cu scânteia aia. Dacă nu o întreții și nu pui peste paie. Ai simțit vreodată că meseria îți cauzează în viața personală? Da, da, am simțit. Acum, nici n-am de unde să știu cum aș fi fost fără meserie, dar simt că, în general, tot ce implică artistic, implică și mult timp de gândire la sine. Adică tind să mă analizez foarte tare și uneori tind să gândești prea mult ce ai de făcut ca următor pas. Și da, asta am simțit că a afectat în unele momente și că, analizându-te atât de mult, știi unde ai punctele slabe, iar când cineva lovește într-un punct slab de-al tău, îl simți mai puternic decât dacă n-ai ști că ăla e punctul tău slab. Că știi? Tu ai conștient. Exact. Și exact, da. E observat de celălalt. Da. Și în al doilea rând, e o chestie foarte personală, în care investești mult timp și orice vine din afară negativ către ea, te lovește puternic. Dar iarăși e o chestie de învățat să nu o lași să te lovească așa de puternic și ușor, ușor, în timp înveți să le preiei și să le amortizezi și să treci peste. Au fost oameni care te-au ajutat în meserie sau a trebuit totul să furi, cum se zice, să te descurci, să fii autodidact? Da, sunt întotdeauna oameni care să te învețe, însă trebuie să fii conștient că ei nu-ți pot dedica prea mult timp din viața lor. Adică nu-s ca profesorii de la școală să tragă să înveți chiar dacă tu nu prea ai chef. Sau... Și în general, mi se pare că în sistemul în care funcționează astăzi lucrurile, în toate meseriile, ești cam de unul singur. Ok, există mulți oameni care te vor ajuta, alții care se vor face că te ajută, dar nu-ți baza
ascensiunea prin nimeni. Ești cam de unul singur, dar în contextul în care vei evolua, vei găsi în drumul tău oameni care te vor susține, te vor ajuta cu unele chestii, dar nu oameni pe care se va baza succesul tău sau pe care să te lași cu... Nu, o să fie oameni care să te ajute, dar tu susții totul. Tu ești de unul singur și faci și faci și faci. Și da, o să găsești un om care o să-ți dea un sfat bun, o să găsești un om care o să te ajute când ești cu moralul la pământ. O să tot găsești, dar asta vreau să, chiar dacă o zic a șasea oară, ești cam de unul singur. Ești cam de unul singur și nu trebuie să te surprindă niciun eveniment neplăcut, nicio acțiune din partea cuiva care să nu-ți placă. Să știi că vin. Da. Ca oameni, ca indivizi, de la măturător până la rege, fiecare are niște complexe. Da. Niște bariere mentale. Da. Făcând această meserie, ce bariere ai depășit tu? Îmi dau seama că am depășit bariere doar gândindu-mă la mine de acum 10 ani și fiindu-mi un pic jenă sau rușine, deși asta arată cel mai bine ceea ce vreau să zic, deși e un pic mult jenă sau rușine spus de ce eram, știi? Sunt schimbări, știu că era normal să fiu așa, știu că face parte din evoluție, dar în primul rând mi-am dat seama că atunci când lucrurile nu merg bine, o parte din vină e la tine. Adică au fost multe cazuri în care, cum 10 ani, nu reușeam să intru în niște proiecte în care aș fi vrut să intru sau să fiu acceptat printre niște oameni printre care aș fi vrut să stau și tot ce aveam ca argument e că sunt ăștia nașpa, de-aia nu pot să stau cu ei sau să lucrez cu ei la ceva. Și mi-am zis nu e așa. Adică am de schimbat niște lucruri ca să fiu și eu la nivelul ăla și să pot face lucrurile pe care le fac ei. Deci asumarea. Să te uiți la tine și să ai curajul să zici nu sunt bine. Da. Adică ar trebui să mai lucrez, uite, în zona asta, uite, în zona cealaltă. Să nu externalizezi tot ceea ce e negativ, să zici, e din cauza altcuiva, că de-aia nu mi se întâmplă nu știu ce. Nu, e și din cauza mea. Cel mai bun caz e și foarte puțin, sau puțin din, și din cauza ta. Deci, de asta le recomand oamenilor din orice meserie să se uite la ei, să vadă dacă într-adevăr nu sunt acolo unde și-ar dori să fie doar din cauza celor din jur sau și dacă ești din cauza lor. Da, asta e. Presupune introspecție serioasă, dar e dovadă de maturizare până la urmă și... Da, e dovadă de maturizare, dar poate fi și... Adică sunt mulți oameni imaturi. Personal, sunt copii care au o maturitate profesională mega dezvoltată. Iar asta numesc eu talent și apreciez foarte tare pe tinerii care sunt foarte serioși pe partea profesională și se privesc foarte direct. Ai superstiții înaintea unui show sau unui spectacol? Nu am niciun fel de superstiție, nici nu-mi plac foarte tare chestiile de genul ăsta. Nu mă rog la vreun zeu sau ceva înainte să urc, zeul actoriei, zeul stand-up-ului sau zeul râsetului să-mi dea oamenii cu râset în sală. Pur și simplu mi se pare că atunci când urci pe scenă trebuie să îi dai omului din public senzația că ai foarte mare încredere în tine, chiar dacă nu o simți așa de tare în piept, dar trebuie să dai senzația asta și cel mai bun lucru
prin care poți oferi senzația asta e să știi cu exactitate ce ai de zis când duci pe scenă. Și de acolo încolo ai mai șanse să termini un spectacol reușit. Cum îți alegi proiectele în care te implici? Trebuie să îndeplinească niște criterii anume sau te bași cu capul înainte și vezi Nu am o listă, nu am o listă de criterii pe care trebuie să le îndeplinească. Mi-am dat seama că trebuie să te bagi în lucruri în care știi că poți da randament, adică la care să te pricepi. Sunt multe proiecte, multe propuneri care vin și îmi zic, hei, n-ai vrea să urci nu știu unde pe un glob, să faci nu știu ce glume din balon și că și sunt chestii care par faine, dar trebuie să-ți dai seama că doar pe unele le poți face bine. Și oricât de faină ar părea de acasă, ar părea un proiect fain de acasă, trebuie să îl pui în cap și să vezi cum ar arăta fizic. Adică, bă, uite așa, aș arăta eu acolo. Uh-huh. Deci nu cred că ar fi bine. Știi? Și, da. Sunt mai multe proiecte pe care le-am refuzat, chiar dacă păreau faine, pentru că nu cred că aș fi bun. N-ai crezut pe mine? Sau n-am crezut că te potrivești în zona asta. Da, n-am crezut în mine făcând parte din ele. Nu neapărat că ele n-ar fi bune. Ai spus că te-ai urcat pe scenă în liceu, practic. Da, în liceu. Dacă am putea da timpul înapoi și sau să-i trimitem această înregistrare lui Mane Voicu de acum câți ani? Ar fi vreo, nu știu, 14, 13, 14, ceva de genul. Ce îi spune? Înainte să urce prima dată pe scenă. Nu, i-aș spune nimic. Nu i-aș spune nimic, pentru că poate avea o valoare și să urci pe scenă în fața unor oameni total nepregătit. Adică eu eram pregătit, credeam că sunt pregătit, îmi învățasem ce aveam de spus, știam mișcările, știam tot, dar e bine să iei uneori contact cu realitatea și nepregătit. Asta în cazul în care nu te sperii atât de tare încât să te lași după. Adică de-aia uneori e rău să iei contact cu scena nepregătit, pentru că după aia o să te lași și poate se pierde chiar ceva bun. Dar eu eram prea inconștient ca să mă las. Și consider că e o experiență care mi-a făcut mult bine după aceea, pentru că mi-am dat seama câte mai am de învățat ca ceea ce fac pe scenă să fie bun. Deci cam asta ar fi. Nu mi-aș zice du-te. M-ar durea un pic inima așa când mi-aș zice, eu copil fiind, i-aș zice copilului care am fost și acum matur fiind, să zic, bă, du-te. Adică aș fi așa, bă, știu că iese rău, îl mint. Dar el tot i-aș zice du-te și fă-o și... În general foarte de părere că trebuie să învățăm pe cei mai tineri decât noi să greșească. Asta era următoarea întrebare, ce îi sfătuiești pe cei care sunt la început de drum sau își doresc să urmeze cariera asta? În orice carieră și în orice drum și chiar dacă nu sunt atât de tineri, ne prea frică să greșim. Adică toată educația veche se baza pe a nu ne face de râs. Pe când greșeala înseamnă a evolua, adică face parte din proces. Da. Și cumva noi anihilăm o parte din proces doar pentru că ne rănim orgoliu. Orgoliu care n-ar trebui să fie rănit
din cauza asta. Și sunt foarte mulți, foarte mulți copii extrem de talentați și poate că ar fi făcut excelență în anumite domenii, nu știu, muzică, medicină, tot, arhitectură, dacă n-ar fi fost omorâți chiar de către părinți uneori, tăiate multe aripi, că te duci acolo să ne faci de râs, că sunt foarte puțini cei care reușesc și cu aceste argumente. E foarte dureros pentru un copil să vină din partea unui părinte ceva de genul ăsta, că nu o să reușești, că ne faci de râs. Ai grijă să nu greșești. Da. Pe când, bă, despre asta e, dă-ți voie să greșești, dă-ți voie să iasă prost, pentru că doar așa poate să fie bine la un moment dat. Și nu e un clișeu, oricât ar părea un clișeu, nu este unul. Trebuie să fie prost ca la un moment dat să fie bine. Acum că nu te duci direct la sala palatului cu ceva prost, da, e, face bine. Dar e logic. Iau cu pași mărunți, vin în fața familiei, în fața prietenilor, lasă-te să fie rău, după aceea o să fie și bine. Dar nu prea există să fie doar bine. Eu n-am auzit. Da. Multe invenții au apărut dintr-o greșeală. Da, știu. Că, și chiar hârtia igienică. Asta e un cuvânt pe care l-am învățat în facultate și mi-l aduc aminte cu drag. Serendipiditate. Atunci când descoperi ceva greșind ceea ce voie să faci de fapt. Mm-hmm. Și mi se pare fain că există un termen pentru așa ceva. Dar la ce, la dicție ați făcut asta? Nu. Pur și simplu am făcut liceu motopențe. Am zis și na, aveam de recuperat multe cuvinte. Și atunci când citeam ceva, notam și veneam la facultate și vorbeam. Aveam toți vocabular. Și ne prezentam cuvintele noi pe care le-am descoperit în săptămâna. Spune-mi, cum e abordarea pentru tine a rolului de stand-upper și cum e abordarea pentru un rol de teatru sau film sau sketch-uri? Că am văzut că faceți niște sketch-uri foarte drăguțe. Da. În general, pare... Adică lumea tinde să zică că e ori foarte diferit, ori foarte apropiat. Nici nu știu. Acum pare că sunt total ambigu și sunt. Au cam aceeași bază. Adică diferența la stand-up e propusă. Ideea că noi suntem ăia de la stand-up. Ceea ce, da, suntem ăia, dar tot ești ceva funny acolo. Adică ești versiunea ta care face lucruri dinamice și amuzante. Nu ești tu chiar de zi cu zi. Că mi se mai întâmplă să ajung la benzinării și pun motorină, mă duc să plătesc și mi-a zis la un dat o domnișoară de la casă, mi-a zis, da, mă așteptam să fiți mai veseli. Mai vesel să fii. Și eram că ce, că îmi pun motorină să râd? Cum să? Știi? Cum să-mi pun motorină de pe mașină și să fac, să-mi pun... Nu faci și o glumă la casa de marcat, așteptăm restul. Deci nu suntem chiar noi ăia care nu fac nimic, adică ne dăm acel procentaj din viață care credem noi că ar fi amuzant. Pe când și la teatru, tot pe tine se bazează personajul, dar tot trebuie să ai grijă să fie momentul de povestit din viața ta, adică să o joci cumva interesant pentru ceilalți. Chiar dacă mulți tindem să zicem că bă, personajul trebuie jucat fix cum sunt eu, să dau din mine și jucăm foarte monoton. Trebuie să găsești un echilibru care e subțire cumva între tu și ceva care atrage, fără să sar la gâtul publicului, să zici, hai, râdeți, să trag la public, cum e expresia aia. Da, nu știu cât de precis am exprimat-o, nu mi-am găsit foarte bine cuvintele pentru întrebarea asta, dar cred că se înțelege în mare ce vreau să zic. Da, la stand-up vorbești foarte mult despre tine, deci trebuie să intri în pielea
personajului care ești tu, dar acel om funny. Pe când la teatru trebuie să descoperi identitatea altcuiva. Trebuie să împrumuți elemente din identitatea altcuiva pe care să le pui pe tine. Da. Cam asta ar fi diferența. Iar ca să-ți răspund și la întrebarea cu sketch-ul și cu teatru și cu film, sunt, după părerea mea, trei modalități diferite de a juca și e foarte greu să excelezi în toate trei. Mi se pare că și la teatru e un pic mai mult, joci mai mult. La sketch trebuie să fie tot la fel exagerat, iar la film trebuie să fie mai natural, adică mai aproape de adevăr, ca să nu arate aia. E foarte interesant și foarte bine că ai deschis subiectul acesta, pentru că mi s-a întâmplat să mă duc la teatru și să văd actori care mi-au lăsat impresia că joacă parcă pentru TikTok. Da, păi, na, au existat întotdeauna și vor exista întotdeauna. Sunt oameni care trag foarte tare pentru public, care oricum sunt și multe, foarte multe piese făcute pentru public în ultima perioadă, pentru bani, pentru oameni, un pic clișei, ce e și asta o nișă care funcționează, deși nu e chiar nișă, că îi se zice teatru comercial, dar uită-te că și teatrul de cea mai înaltă clasă e într-o continuă dezvoltare și ascensiune. Biletele sunt vândute din timp la teatru, în piese de teatru clasice. Sunt piese la care nu găsești bilete, da. Adică nu trebuie să avem impresia că se degenerează lucrurile. Din contră, trebuie să ne bucurăm pentru că ele evoluează, doar că această evoluție înseamnă și o plajă mare de oameni care înainte nu veneau deloc la teatru, da, sigur. Dar acum venind la teatru preferă aceste piese comerciale. Da, eu nu zic că e bine sau că e rău, nu, Doamne ferește, e public pentru ce foarte bine, că e exact, pentru exact. Toate gusturile. Eu ziceam doar că modul de abordare din punct de vedere actoricesc ar trebui să fie diferit, exact cum ziceai, pentru că mi s-a întâmplat și mie, după multe reclame în care am jucat, la film, să mă grăbesc să dau replica, pentru că de ce? Păi da. Eram la reclamă și nu, asta trebuie să încapă în 30 de secunde, spune repede. Păi da. Și eu am ajuns la film și eu nu, de ce te grăbești? Zic, tu stai că nu mai sunt la reclamă. Creierul tău setat într-un fel. Da, și altă. De-aia am și zis că e foarte greu să le faci pe toate trei tipuri de actori, e excelent. Mie mi se pare greu. Nu cred că e imposibil, dar nu e imposibil, dar e foarte greu să te reglezi de la una la alta. Care sunt satisfacțiile cele mai mari pentru tine aduse de meserie? Păi, în primul rând, ar fi faptul că mi-a cam schimbat viața meseria, în sensul în care m-a ajutat, că am vorbit și mai devreme, să mă dezvolt foarte tare și pe plan personal. Și, în al doilea rând, sunt reușitele pe care le-am avut în cadrul acestei meserii, care mi-au dat multe nopți de liniște. Sunt niște chestii, adică în orice, la orice prag ai fi de nivel al acestei meserii, sunt momente și momente care îți aduc satisfacție în funcție de ceea ce consideri tu la momentul respectiv că e reușită pentru tine. Eu m-am bucurat de tot ceea ce am considerat că e împlinire și da, am trăit serii foarte frumoase datorită acestei profesii. Consider că mai am mult până să fiu, cum să zic așa, împlinit din punct de vedere profesional, să zic că bă, am făcut lucruri într-adevăr mari, care să arate mare și din exterior. Dar chiar și așa, ți-am zis, din punct de vedere personal am trăit chestii intense care m-au bucurat foarte mult. Deci n-aș putea să
dau exemple concrete acum, pentru că nu vreau să fie genul ăla de laudă, dar au fost. Pentru mine au fost foarte mari. Le mulțumesc oamenilor care le-au făcut posibil. Felicitări! Mulțumesc foarte, și oamenii au simțit aceea satisfacție. Da. Adică tu le-ai adus lor satisfacție, ei ți-au produs ție și toată lumea e fericită. Ai simțit vreodată că vrei să renunți? Da, mi se pare absolut logic să simți că vrei să renunți. Îmi place foarte mult vorba aia că ești atât de bun pe cât a fost ultimul tău spectacol. Am simțit-o de multe ori. Și există, știi că lumea acum se plânge foarte tare că, Doamne, sunt anxios, că nu știu ce, dar există doza aia de anxietate care trebuie ca să fie acolo. E normal, după ce ai un spectacol prost, și o să se întâmple, oricât de bun ai fi, o să ți se întâmple un spectacol prost la un moment dat, nu doar unul, o să ți se întâmple mult, o să ți se întâmple unul cu regularitate. Ai sentimentul ăla că, oare chiar mă pricep la așa ceva? Oare chiar? Sau doar mi s-a părut mie că mă pricep, știi? E absolut normal, te face să te pregătești mai bine, înseamnă evoluție un spectacol prost. Chiar dacă după un spectacol bun te simți pe nori, pe cai, și spectacolele proaste au foarte mare sens în actorie, în stand-up, la orice formă care se face pe scenă are mare, noi nu un spectacol prost, pentru că înveți multe chestii de la el. Totul e să-ți bați și capul, adică nu să zici, a fost prost și gata. Să te uiți să... Ca orice pe lumea asta, adică și dacă dai cu var și ți iese, nu știu, ai prins ceva pe perete și ai pus muște sau nu știu ce și le lași acolo și ești dezamăgit, o să rămână așa. Dacă revii și iei muștele și dai din nou, o să arate fain. Orice cred că e despre dacă îți pasă, dacă te interesează. Spune-le oamenilor unde te pot găsi, unde te pot vedea. Păi, în general, oamenii mă pot vedea la The Fool, în București, deși colaborez cu toate cluburile de comedie și nu numai, și cu alte cluburi care nu sunt neapărat de profil. Cel mai bine ar fi să intre pe canalul meu de YouTube, pe pagina mea de Facebook, Mane Voicu, și acolo, dacă sunt interesați, vor găsi informații despre toate evenimentele. Proiecte ceva de viitor? Da, avem foarte multe chestii, vrem să ne ducem un pic și spre partea asta de film, am pus așa pe masă un scenariu foarte drăguț și credem că într-un an, doi, o să fie vizibil, sperăm noi, la cinema. Super, spor la treabă! Mulțumesc foarte mult! Mare, eu îți mulțumesc că ai acceptat. Cu mare drag și mi-a făcut plăcere să ne revedem. Mă bucur. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Până data viitoare, vă doresc numai bine. O zi bună și vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a plăcut. Numai bine.